Și iată-ne volens nolens la Belgrad, gazda barajului. Ambianță călduroasă, mii de suporteri veni să sprijine echipa, stadionul Partizan populat cu prieteni. Meciul debutează și va rămâne până la sfârșitul reprizei întâi în nota de dominare netă a echipei noastre, căreia nu-i lipsește decât finalizarea atacurilor. Și totuși, în minutul 26, echipa maghiară ia conducerea cu 1-0. Nu pentru mult timp. Așezat la pândă, Neagu sezizează just ocazia creată de coechipierii săi și egală. Din nefericire, în repriza a doua, echipa noastră evoluează de parcă în pauză ar fi fost înhămată la pluguri pe pământuri înțelenite. Ratăm iremediabil în minutul 85. Și încasăm un gol 2 minute mai târziu. Dacă judecăm la rece, cum se obișnuiește, am pierdut calificarea, dar într-un stil onorabil. Dar cine poate judeca la rece?